și ar fi relevante. La fel de proeminente ca semnele de pe chip sunt semnele de pe mâini. De ce? Pentru că... Aș vrea, îmi cer scuze, să vedem dacă mai este ceva de spus, să terminăm cu semnele de pe față și după aceea... Semnele de pe față, aici, să-i spunem după cap, pentru că noi am tratat acum fața. Vedeți că sunt câteva persoane, sunt persoane care au acele semne, acele alunițe sau acele, nici cum să le spun, în păr. Când, și ele nu se văd și trebuie să tundă cu atenție. Sau cele anunițe. Depinde de poziționarea lor. Pentru că știm foarte bine, creștetul capului, în primul rând, este legătura cu universul. Sunt persoane care gândesc așa. Ele n-au posibilitatea. Adică au posibilitatea, dar nu vor să gândească. Petele de pe cap, exact cum are Gorbaciov. Petele, bine, Gorbaciov s-a născut cu acea pată, este clar, să spune așa, cei care au... Pot fi și simboluri de geniu. Poate să fie, bineînțeles, simbolul de geniu, pentru fără că, doar da, și poate. Gorbaciov cu siguranță are o semnificație, sunt persoane care au... precum un continent, clar are o misiune importantă. Exact. Păi aici este și socială, aici sunt și persoane social. Care au niște semne și pe față acele pete. Mai ales femeile care sunt mai din naștere. Sunt persoane foarte importante care ar trebui să se regăsească, pentru că persoanele respective se numesc persoane însemnate, care nu degeaba au fost însemnate. Bine, au fost însemnate karmic, pentru că și Gorbaciov la un moment dat în altă viață a făcut alte lucruri și a trebuit să schimbe în viața respectivă. Nu intrăm acum în istorie. Sunt persoane care au misiuni foarte importante. Foarte importante cele care au pete pe față, să nu se ascundă, că cine râde de ele nu e cazul să râdă. Și depinde unde, pe ce parte sunt. Dacă sunt pe partea feminină și este o femeie sau au deci o parte feminină, poate să fie foarte buni educatori. Pe partea stângă, da? Pe partea stângă, da, la dreptaci. Poate să fie foarte buni educatori. Poate să fie foarte bună, cum să spun eu, nu neapărat inventatoare. Instructor. Poate să fie oameni care au misiuni. Cei însemnați, în general, sunt persoane care trebuie să schimbe ceva. Nu se poate să schimbe ca Gorbaciov la nivel mondial, dar poate să schimbe la un nivel de gândire, de clasă, sigur. La copii. O să găsim persoane cu pete, mai ales de sex feminin, foarte bune educatoare la copii cu handicap. Foarte bune. Deci, de ce? Pentru că ele consideră acest semn ca un handicap. Și își pune toată bunătatea și toată afectivitatea și toată pe un copil care efectiv nu are nicio vină și nu poate să spune nici măcar mi-e foame. La naștere există acele pete care apar la copii, denumite popular sărutul îngerilor. Ele sunt sub formă de pete roșii care sunt ori pe ceafă, ori pe frunte, ori în jurul nasului. Sărutul îngerilor, bineînțeles că indică, după cum îi spune numele, foarte multă protecție divină și de foarte multe ori acestor copii le dispar în timp urmele, dar protecția rămâne și ei se orientează spre niște meserii care îi aruncă în niște cauze sociale. Și cum spunea și Cristi, de exemplu, despre educatoarele care pot să lucreze cu copii cu probleme, aceste săruturi ale îngerilor care apar din naștere indică mai târziu persoane care sunt capabile să facă față cu succes situațiilor de criză. Persoanele, de fapt, bebelușii pătați ajung să devină adulți care rezolvă probleme unde nu se implică oricine, pentru că ei au această capacitate de a da soluții definitive, de a da verdicte și de a transforma situații imposibile în cazuri solvabile. Și se spune că cei care au semne, vorbeam despre Gorbaciov, cu acel semn foarte proeminent și chiar sub forma unui continent pe frunte, pe creștetul capului, mă rog, și pe frunte, sunt persoane cu un potențial energetic foarte mare, care au un destin să fie conducători, lideri, reformatori, formatori și așa mai departe. Și semnele de pe frunte au legătură cu această voință și extraordinară potențial energetic. Acele pecete foarte clare. Deci ei clar, au venit să schimbe, în cazul Gorbaciov, să schimbe lumea. În cazul acestor copii, să schimbe lumea la un nivel mai mic. Nu trebuie să schimbe neapărat... Da. Dar o persoană norocoasă, ce semne ar putea să aibă pe față? Vorbim întâi despre chip. Norocos. Semne ale norocului. Oamenii aceia care au noroc, un noroc pur și simplu ieșit din comun. Se nasc
și în familii afectoase și cu o situație ochii mari, foarte bună. Ochii mari, de exemplu, ne arată nouă noroc, ochii mari. Noroc și persoane extrem de deschise și persoane care știu într-adevăr să iubesc, ochii mari. Zâmbetul, pentru că persoanele norocoase sunt și acele persoane, toate sunt norocoase, înțeleagă de spectatorii că nu există nenorocos sau nu nenorocos. Sunt acele persoane care în momentul când zâmbesc, au acele gropițe în obraj. Sunt persoane foarte norocoase. Numai că, din păcate, aceste persoane nu știu acest lucru și de foarte multe ori își forțează norocul. Și ori fac o alegere proastă în parteneriat, ori... alt semnal norocului, să-i spunem, este o aluniță pe lobul urechii. Știm că lobul urechii este ureche, pavilionul este copilul cu capul în jos. O persoană extrem de norocoasă are o mică aluniță sau un semn pe lobul urechii. Sunt persoane foarte norocoase. Vorbim de față. Așa, pe corp sunt mai multe semne care pot să dea noroc. Sau o aluniță, de exemplu, care are un aspect foarte plăcut și care este poziționat astfel încât pune în valoare toată întreaga față. Sau o aluniță de care noi n-am spus ultima oară, am întâlnit și chiar am întâlnit asta, am întâlnit două persoane. O persoană care avea în jurul gurii constelația Orionului. Da, constelații de aluniță. Foarte important. Da, și frunză de trifoi. Revenim, Cristi, după publicitate, să vedem și ce alte marcaje karmice pot apărea nu numai pe față, ci și pe corp. Vom vedea cum putem purta amprenta unor păcate din trecut, a unor greșeli pe care ar trebui să le remediem acum. Și parcă pentru a ne atrage atenția apar aceste semne destul de marcante în această viață, pentru a fi luate în calcul și, de ce nu, chiar descifrate după publicitate.